Bună seara, sunt Constantin Fărșeta de la Kidibot. Kidibot este o aplicație, un site, care funcționează de 4 ani de zile și este prezent în 68% din școlile din această țară, care îi ajută pe copii să citească mai mult, să învețe mai mult și să facă mai multe fapte bune. Vă place să faceți fapte bune, copii? Da! Vă place să citiți? Nu! Da. Deci, și pentru că nu le place să citească, da, nu toți copiii mai citesc în ziua de azi. Da, deci Noro a inventat un sistem, a inventat Kidibot. Exact. Și pe Kidibot, ce se întâmplă? Noi, ca planetă, suntem sub atac. Avem crocobeți. Crocobeții sunt niște extraterestri haioși care vor să ne cucerească prin lene și prostie. Și singura modalitate prin care copiii poți să salveze planeta este dovedind că citesc, că învață și că fac fapte bune. Și acest sistem se desfășoară pentru copii de la clasa 1-a până aici de clasa 12-a. Trebuie să dovedească că au citit gen Harapal, Shogun și orice altă... Cei trei mușchetari? Da, deci avem vreo 13.000 de quizuri pe site. Și matematică, și fizică, și chimie, și informatică, și engleză. Mai multă la cu Harry Potter. Așa. Și în momentul în care copiii dovedesc că au citit, primesc puncte și cresc în clasament. Și îi ajută și pe ei, îi ajută și pe clasa lor, pentru că se poate merge individual sau cu clasa. Și atunci toată lumea câștigă. Copiii câștigă și puncte și o grămadă de... avem și premii, avem... Și salvăm mai ales, salvăm pământul. Da, asta se întâmplă, se întâmplă și ea. Dar, mă rog, noi am câștigat, cred că, vreo 24 de premii până acum, la nivel global, european, în România. Am câștigat cam tot ce se putea câștiga. Ce să vă mai zic? Suntem mândri ca să vă putem ajuta să învățați mai mult despre știință prin acest joculeț și vă așteptăm pe Kidibot. Kidibot, 80 și ceva la sută din funcționalități sunt gratuite, puteți să intrați și mulți fac așa. Dacă vreți mai mult de atâta, cursuri de cyber security și aici la Roata Norocului, este un curs de cyber security pe care noi îl dăm. Au câștigat care... foarte, foarte mulți copii. Spune-le mai multe despre cursul ăsta, când exact. Începe, ce învață, de ce e bine să-l învețe. Copii, voi ați auzit de hackeri? Exact. Hackerii sunt de două feluri. Sunt hackeri mai buni și majoritatea sunt hackeri răi. Sunt white hackers, aia care ne ajută, și black hackers, aia care vor să ne fure banii, să ne facă foarte multe probleme. Și la acest curs, noi o să vă ajutăm pe copii și pe părinți să învețe cum să se protejeze, pentru că lumea pe online este foarte periculoasă, foarte periculoasă. Și sunt bani pierduți. Părinții voștri care plătesc cu cardul, de exemplu, poate să facă tot felul de lucruri care să nu fie atenți. De exemplu, câți aveți Wi-Fi acasă? Ia ridicați mâna. Așa, bun. De, voi știți să vă securizați Wi-Fi-ul? Da? Uite, să avem aici. Deci sunt o grămadă de lucruri pe care voi o să le învățați la acest curs, astfel încât să vă ajute pe voi și pe părinții voștri și pe prietenii voștri să deveniți mai buni și să fiți mai mult în siguranță. Noi așa avem o grămadă de cursuri acolo. Avem și cum să fii YouTuber vorbind engleză, și curs de startup, și curs de, mă rog, o grămadă. De astronomie aveți. Dar ce vreau să vă invit este să citiți, să învățați și să faceți fapte bune, pentru că asta o să vă ajute pe toți. Vă mulțumesc frumos!